Fiecare a patra persoană care a ajuns pe mâna oamenilor legii se află în stare de ebrietate. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, din cele peste 6.000 de oameni documentați în prima jumătate a acestui an, peste 1.360 erau sub influența alcoolului. Printre cele mai frecvente infracțiuni sunt furturile, escrocheriile, huliganismul și violența în familie. 17 persoane erau minore. Deci asta e iarăși o problemă. Cum au ajuns minorii să consumă alcool? Prima chestie. A doua, că se comit și infracțiuni. Înseamnă că avem o lipsă de control parental și din partea autorităților tutelare. Noi vrem să lansăm o campanie națională, să implicăm serviciile narcologice, serviciile sociale. Acest bărbat de 33 de ani a fost condamnat la pușcărie de două ori pentru furt și bătaie. Deținutul spune că a comis infracțiunile în stare de ebrietate avansată. Am spus și pedeapsă și m-am eliberat în 2012. După asta am săvârșit altă infracțiune în 2016. Am bătut un taxist și am luat bărsetcă cu acte, cu tot. Eram în stare alcoolică foarte avansată, da. Am consumat mereu alcool. Dacă mai erau prieteni, se începea de la o bere mai mult. Aceea se începea ceartă, bătăi. Bărbatul susține că peste 44 de zile va ieși din închisoare. El spune că în tot acest timp a înțeles că alcoolul nu rezolvă nicio problemă. S-au schimbat gândurile pentru că pur și simplu trec ani în penitenciar și familiei mele nu am făcut nimic. Și să stai numai să bei într-una și să nu faci nimic și asta nu e bine. Trebuie de plecat acasă și de făcut ca familia să aibă tot ce e necesar. Psihologii afirmă că persoanele care consumă mult alcool nu își pot controla acțiunile și nu conștientizează gravitatea faptelor pe care le comit. Persoana când intră în stare de ebrietate, ea își pierde discernământul. De obicei, alcoolul creează starea asta de a te simți libertin. Desori deținuții nu recunosc. Recunosc peste o bucată de timp. Cea mai mare rată de recidivă a persoanelor care s-au săvârșit infracțiuni de furt sau jaf. Potrivit datelor INSP, în primele 6 luni ale acestui an au fost comise peste 12.000 de infracțiuni.